Șapte oameni au fost uciși în urma bombardamentelor lansate azi dimineață de armata rusă asupra orașului Herson din sudul Ucrainei. Potrivit autorităților locale, artileria rusă a lovit unități de vânzare cu amănuntul ale unei, unui târg din centrul orașului și o stație de autobuze. În atacurile rusești au murit trei femei și patru bărbați, alte câteva persoane fiind rănite. Bombardamentele orașului Herson au fost precedate în timpul nopții de noi atacuri cu drone lansate de Rusia asupra mai multor regiuni ale Ucrainei. Forțele aeriene ale țării au anunțat că au reușit să distrugă 29 dintre cele 32 de drone rusești care au vizat regiuni din nordul, estul și sudul Ucrainei.